Bună ziua, dragi prieteni, și bun venit la rubrica pe care o facem săptămânal aici la Casa Corpului Didactic din Galați. Mă refer la rubrica dedicată cărții de pedagogie. Volumul pe care vreau să vi-l prezint astăzi este un volum apărut în 2019, coordonat de doamna profesoară Georgeta Pânișoară, și care se numește Psihologia învățării. Cum învață copiii și adulții. E o carte apărută la editura Polirom, în colecția Psihologia Copilului și Parenting. Și e un volum colectiv, e un volum care adună contribuțiile mai multor specialiști în educație. Iar motivul pentru care am ales să vă prezint astăzi cartea coordonată de doamna Georgeta Pânișoară este și relevanța în momentul acesta, pentru că aici există cele mai noi și mai bine susținute teorii pedagogice ale momentului, dar nu în ultimul rând și diversitatea opiniilor și temelor abordate. Cartea Psihologia învățării este, după părerea mea, o bună aducere la zi din punct de vedere teoretic și tocmai prin asta utilă profesorului care vrea să știe ce se mai întâmplă cu în teoriile educației. Potențiala, cum să spun, piedică poate în lectura acestui volum este caracterul ceva mai academic, stilul ceva mai sobru și mai academist, însă, sigur, există și părți bune ale acestui lucru și anume rigoarea științifică. Nu vă speriați de volumul acesta, chiar dacă are aparența cărților celor de pedagogie cu care, știu eu, v-ați petrecut nopțile prin facultate așteptând examenele, pentru că e o carte serioasă, e o carte bună și principalul sentiment cu care mi-ar plăcea să rămâneți în urma lecturii ei este sentimentul de bogăție, de varietatea abordărilor și teoriilor pedagogice posibile și, nu în ultimul rând, sentimentul care eu cred că trebuie cultivat masiv și, în primul rând, la profesori, de libertate decizională. Bunul pedagog este, din punctul meu de vedere, unul care știe să și gestioneze libertatea de a alege. Sigur că multe dintre teoriile pedagogice și oamenii s-au întrebat, aș spune că oamenii s-au întrebat asupra felului în care învață dintotdeauna. Există o istorie a pedagogiei care aproape congeneră istoria culturii și istoria scrisului. Și tocmai de aceea nu de puține ori vom întâlni abordări care par să se contrazică, care par să se completeze. Și asta e un lucru foarte bun. Asta e un lucru foarte bun. Concluzia pe care trebuie să o tragem, pe care trebuie să ajungem, este aceea, nu trebuie să fie aceea de, știu, obișnuire de-a lungul istoriei, ci din potrivă de încercare permanentă de a înțelege în lumina noilor și noilor date care se vin, de a înțelege cum anume învață oamenii. De aceea vă recomand cartea Georgetei Pânișoară, coordonată de Georgeta Pânișoară, pentru o rapidă aducere la zi în privința teoriilor pedagogice, dar și pentru cultivarea acestui sentiment de libertate pe care pedagogia bună crede întotdeauna legat. Vă mulțumesc și vă aștept și săptămâna viitoare aici la CCD.